prezentăm Revelionul astăzi. Pa-da-ba-ba-ba-ba. Ce mă, n-ai loc să parchezi? Ha? Ce în cura seara, tu mi-ai ridicat ăsta, ha? N-ai loc să parchezi? Iar ai început cu de-astea? N-ai... Te-am făcut vedetă... Ai făcut vedetă? Ce faci? Vrei să ți-o fac praf? Da, hai, dă-i. Da? Dă-i, dă-i, știi ce vreau să-mi pun ăla nou, modelul nou. Jură-te. Dă-i. Dă-i. Îi dau? Dă-i. Au! Ai întârziat, barbule, trebuia să fii la și jumate. Am fost aici, m-am dus și mi-am luat o tobă. Eu am venit la și jumătate, dar am fost și am luat o tobă. Da. Să-ți bat toba în creier. Ai luat toba. Să-ți bat toba în creier. Ah, ah, ah. Te distrug. Salut, salut, salut. Te-ai învățat textul? Te-ai distrug acum, unde te aduci? Bună dimineața. Neața. Sunteți pe alergate la prima oră. Ți-ai învățat textul? Da. Ce text? Eu de cât joc? Salut, salut. Eu de cât joc, băi. Ai merge. De, merge. Salut, salut. Ce, ți-e rău? Ai fost fane? Nu. Nu e. O să merg de acum. Albivă, sără. Cum acum, mă? Du-te, mă, acum. Du-te, mă, du-te, mă. Du-te, mă, acum, mă. Du-te, la de unul. Salut. Pe partea asta, nu, e trendy, mă, e trendy. Trendy. Așa îi zice? S-a trăit la marine. De unde știi tu să cânti la acordeon, Bilu? Bun? De unde știi tu să cânti la acordeon? Uite și ați dăbit, bă, nebun. Dacă suntem crescuți în familia asta. Și cum tine halul ăsta? Arată bine, s-a tuns, s-a vopsit, să arată bine. Bună, eu sunt Alina, colega Lia, de la PR. Așa. Vreau să te filmez pe TikTok cum vii și zici bună, bine v-am găsit și îmi pui mâna pe cameră, că pe aia o să te vedem gata de intrare în platou. N-am cum să te repun. Ceva sexy, gen. N-am. E amanta mea. Să te... Regizorul. Te sun după ce terminăm, da? Hai să o zic pe aia cu regizorul, da. Știți că se asemăna între un regizor și un prezervativ? Se poate și fără, dar e mai safety cu. Gata. Bună. Salut, băieți. Ce faceți? Mamă! Tot. Mamă! Stai cu minte că nu e asta, nu-i ținuta. E ținut așa pentru întâmpinarea invitațiilor. Dar nu-i sacou prea mic? Ba, tocmai de asta spun. Nu e al meu. E cum... Fura cea parapupa era. Ce faceți, mă? Trăiască, bine, tu? Bine. Ce fac, băiatul? Te filmez. În caz de nu rămân fără carduri ăștia la Revelion, avem noi. Dorian, stai cu minte. Da, subscribe și like! Da. Subscribe și like! A, păi nu începem noi niciodată la 12:30. Uite, vreau să facă bani. Bă, ia-ți să-ți bată! Așa, da, da! Să-ți bată! Bă, mai da, mai da! Cum se începe Revelion? Când începe, da. Duceți-mă la masă. Da. Și trimiți neapărat la masă ca să am racord la 6 când filmăm dansul. Păi nu filmăm acum ăsta cu dansul meu? Dar nu, ăla-i dans cu toată lumea cu oameni. Nu, nebunule, e unul, să ne înțelegem, ăla-i cu toată lumea altceva. Da. Deci nu mai ai, nu ești regizor, Gogo, te ceartă un prezentator, ești nebun. Te ceartă un... Ce, sunt prezentator? Băi, eu nu sunt prea, eu sunt organizator. Eu sunt organizator. Un dansator. Un bucătar. Se începe, da, dar eu fac ceva. Aici e dansul, primul dans al tău. Păi asta e cu călușul ăsta, ce fac eu un pic de ăla, ăla e, și ăla cu breaza e mai încolo. Deci aici sunt eu. Care braza vrei că l-au tăiat? Da? E câmpina, vrei. Ăla comarele, primul dans al tău.
Bă, băiete, să ne înțelegem. Este de cartea recordurilor. Este singurul om de 65 de ani care s-a apucat de nod la 65 de ani. Să trebuie bazin, voi vă dați seama. Și cum a reușit. Are și broșită. Are și bursită. Dacă nu neapărat să-i trimiți la masă. Da, mă, dar poți să fie acolo. Că are broșită, a zis. Să nu lovim în cot. Secretul, cum să te apuci la 65 de ani să te turim bazin. Te rog. Uite așa bine. Deci fii atent. Prima dată vă pun pe voi, pe amândoi, așa, unul lângă celălalt. Eu mă urc la 10 metri, 10 metri. Și de acolo sar. Pe noi? Pe, da, pe voi. Bani. Și n-am nimic. Vorbesc serios. Incredibil. Nici voi n-aveți nimic. N-ai nimic. Pentru că eu revitez. Revitez. Eu omul pe angăr. Stai, mă. Stai un pic. Stai, mă, că n-am cum să filmez, că este prea aproape. Înseamnă că nu numai... De ce nu mai știu să-mi iau casca? Liviu, înseamnă că nu numai la mână are probleme. Te-am dat mesaj. Doi regizori. Ia vezi viața mea, la 11 și 7, ia uite. La 11 și 7, viața mea ia căștile. Ia uite. Da, ai dreptate. Mulțumesc. Babanierul s-a făcut, e ok? Babanierul e în floare? Și mă duc, când vine vara, mă duc la pescărit. Ai băut ceva? Am băut? Încă nu. Încă nu, dar pot să beau. O să bei sigur. Am o singură întrebare, vine să le și cu să prezinte cu asta. Bă, dar bec ăsta, mă. Mamă, ce protocol. Ce... Vă rog, poftiți. N-ai mai avut bani sau? Nu. Am făcut ceva așa pe buget redus. Ce faci, Liviu? Oh, felicitări! Pardon. Ce faceți, doamna Adriana? De ce faci? Să mă make-up. Îți face e vlog? Da. Mă, dacă mă dau afară de la Antena 1, să am amintiri. Să-l casezi. Dar ce... Ce faci? Ce faci? Faci un ciorap ceva? Ce? Îmi dai până amintiri. Ah, bine. Aici cine este? E Big Bull. Ah, să-mi brăc camara. Salut! Bună, fetelor! Bună. Oh! Ce faci, mă, frumosul meu? Mamă! Ce faci? Bine! Ce-i cu tine aici? Uite, am venit și eu! Crețan! Și fetele, iau-te! Bună! 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 Și fetele! Toate cele bune, bună! Și fetele, ia uitați-o! Eu sunt alt, dar am pantofii rupți. Ce faceți? Și acum avem filtrul aplicat direct pe față, știți? Și arătăm ca domnișoarele la... Ce tare! Agățat. Agața, agața, mica. Agața, dragă, agața. Agața, agața. Eu. Să nu scăpăm de asta niciodată, nu scăpăm de asta tot la nu se pensionează. Să pensionează un căcat. Bellissimo! Ne vedem! Tu peux choisir la personne que tu vas aimer, mais tu ne pourras jamais choisir celle qui va aimer. Ah ouais! André! Și nu dorește ca să spun că tu ești totul pustit. Și doar că nici o lucră nu va mai sta între noi. Noi doi și arătame buze noi. Ești invitatul lui Neamărin? Ești invitatul lui Neamărin? Tu ești invitatul... Da. Ești invitatul lui Neamărin? Ce faci? Uite, cu nenorocit. Cine, mă, dacă ești invitatul lui Neamărin, noi nu vorbim cu el. Să te prezint singur. Te prezint singur, să vorbesc singur. Să vorbească Neamărin. Eu te salut. Să vorbească Neamărin cu tine. De ce? Ce? De ce mă ești de fiu? De ce ești de ce? E prietenul nostru. E prietenul nostru. Și de ce a venit pe a venit pentru mine, pentru că el vine de atâția ani la emisiunea mea. Dacă tu preiei emisiunea mea, atunci o să vină la tine. N-am nevoie. N-ai nevoie? Bine. Nu. N-am nevoie. O știi pe asta.
Observatorul este mai nou prezentat de Vali Vigelie și de Șondi. Da, da, e bine, că e bine, da. Și o să fie... Deci în această seară chiar e foarte bine. Repede. O să prezint observatorul împreună cu Șondi. Am fost obligat, efectiv am fost obligat. Te rog frumos, Jean, treci aici în față, fă-ne o poză să ne bată. Și Jean, uite. Observator, treci aici. Fă-ne Livile, să nu uiți niciodată de unde ai plecat. M-a ajuns întreaba asta? Da, mi-amintesc cât de mult. Am un film, un documentar de un sculptor din București. Uite-l, mă, moment de 12 noapte și ăsta pe telefon. Pre-moment de 12 noapte, care pe talerul de Ana Lișca a cântat din nou. Cum a cântat din nou? N-a avut sală de repetiții. Asta am întrebat și eu, nu știu ce s-a întâmplat. N-a avut sală de repetiții? A repetat un concert, adică știu că a avut ce repetiții. Ca să faci... Să iasă totul bine. Mamă, ce urâtă a sunat asta. Nu suntem nici la jumate și e... Știți la cât am venit? La 11. Hai, noroc, băieți! Hai să trăiești! I love you. Ce faci? Ce echipă? Uite! Vă repare, mă! Ia fi atent acum! Arătați-l lui Liviu cum se... Sunt tare, mă, sunt trapul ăla. Da, bă, da, așa e. De la pivniță așa se desface după ăsta. Ura! Este! Ce mai micuțul, ai venit? N-am venit. Bă, ce frumos aud acordeonul de acolo. Poate vine bine. Seme cu cineva, seme cu o persoană celebră, cum? O fostă prezentatoare. O fostă prezentatoare de Revelion. Seamănă, cum o chema, mă, că nu mai știu. Dana. Cum zice? Cum zice? Iartă-mă, cum zice? Mirela! Mirela Voicu sau cum era? Era ceva, mă, cum era? Nu seamănă cu fosta noastră, băi, nu seamănă cu fosta noastră cu colega. Frate, eu am și evoluat, am devenit artistă. Mă duc, vin, cânt și plec. Bravo, și eu stau ca un fraier. Exact. Ai 12 ore și oricum nu pleci mai devreme de șase. Și eu cred că oricum n-am mai luat mai mulți bani decât ea. Deci cam e adevărat asta. Dar bravo, mă bucur cum ai ajuns bine, tare. Felicitări, vai, da, mulțumesc. Ce se mai aud de la Stars? Las că vorbim mai târziu un pic. A venit dușmanul. Șt. Unde? A venit dușmanul. Când a venit? Ia, unde? A venit. Arată, unde? Uite-l aici, ia. Dă-mi puțin. Oh, cine? Nu cred. Shit. Nu. De când ești dușmanul? Stai că vreau către mine. Dă-mi puțin camera. Nu mai bea. Ți-ai să nu mai bea la televizor? Că faci sesizări. Ia uite ce beau eu. Nu mai bea. Uite ce beau eu. Nu mai bea la televizor. Erai cu spatele, am crezut că rămâi cu spatele. Să rămână. Ca să vedeți, dragi prieteni, cine e cu nervii la pământ. Cum aruncă, cum sunt cât de frumoasă și cât de mult a slăbit. Și cum asta? Și ia uite cum aruncă, uite. Noi. Cine putea să o învețe? Cine? Tăticuțul tău.
Hai. Stop. 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 Nu mai suport. Până am oring gata. Nu mai gata. Este ora 12 și 20. Și nu mai pot să nu mai suport. Asta acum a văzut câte ceasul. Cam atât. Și încă filmăm. De ce să fie mă cu sală, să moră? Dă-l voi în vijul de pe sală, te rog. Ai terminat, Sony? Nu, o să te trimit acasă fetelor, nu? Da, să rămâi tu. Când mi dai, stai, mi filmezi, jur. Am nevoie de filmulețul când am schiat prima dată în viața mea și l-ai tu, bastardo, maledetto, și nu mă... Maledetto să-mi dai banii. Da. Mă, eu l-am. Doar eu l-am. Vreau să-l felicit pe Neamărin pentru că este ora 12 și 20 și nu dă semne de oboseală. E o chestie, nu știu cum să vă spun, dar chiar își merită locul în televiziune. Până acum nu credeam acest lucru, dar își merită locul. Este splash-ul târziu și ăsta când a făcut flash, closc, trosc, noaptea, l-a călit și l-a făcut om de acum nu mai suntem la Reperion. Ero, ero, țoc? No, poc! Poc! Suntem și cu secții Rude aici, care a cântat Ferească Dumnezeu. E preferența mea și am zis, energie maximă pe scenă. Cea mai bună. Pe scenă, punct, stop. Aici s-a oprit. Mai vorbiți voi, că e foarte talentat. La Tanticu, în schimb, a spart 14 farfuri. Nu știu ce să... 8 farfurii până acum. 8 farfurii. Și da, să de Tony Greco. Ce să zic? Cam asta e. Vale este acolo. Jean nu mai vede, sunt pe telefon și nu mai vede, uite așa. Jeane, cu cine vorbești la ora asta, Jeane? Uite câte farfurii sparte are Măcică. Mai e și mâine, mai e și mâine. Dar am mărit jos pânăria, jos. 12-20. Am băut un cola și uite, zici că e pe cocaină, ia uite-l. Inima mea bate, bate pentru tine. Andrei, obosit? Da, bă, ușor. Nu e obosit. Nu vreau mă doamne. El doarme în picioare. La atunci era vorba să câștigi la mamă. Tu să o făceai de mare, dacă nu era la mamă. Așa dorm. Așa dorm. Și nu e sfârșit de ani. Și am dormit. Lumea zice că e mai și visează pe pulpoi să fie, și să fie rumică. Doi, băi, dai tu numele mele. Nu, eu nu. Ah,
Au mă așteaptă să-i duc bomboane. Și o strofă Liviu Vârciu în spatele camerei. Lume vai. Bine, Pinoi! Ai spirat toată ei. Mulțumesc, Vigilie. Hai, mă, Vale, mă, nu se poate așa, te iubesc, mă. La mulți ani. Tu de ce nu câți, mă? Păi sunt cu circul, mai am înțeles. Bravo, Sony, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Am terminat două, da! Doamnești! Bine, de acolo! Da. Zici tu? Bate un gând la emisiune! Ochii tăi mi-amintesc cât de mult le iubeam! Fii atent pentru vlogul tău. Eu atât mi-a mai rămas. Am fost în Barcelona și cu ăștia. Spune, spune, moș, bătrân! Moșule, de spatele camerei! Spune, spune, moș, bătrân! Spune că ai când să-i fur! Spune că ai când să-i fur! Când se fură! Că nu e stăpânul acasă! Ia-uzi! Hai, nu te pot abține! Noaptea pe fulgerătură! Ai, atunci că ai să ciordește! Atunci căi și-o se fură. Hai să-mi dai rest, că trebuie să merg cu tot ziua acasă. Mă duc pe jos, pe negură și pe ceață. Atunci Liviu în față, atunci Liviu în față. Mâine nu mai vine. De ce? Trebuie nu mai vine, că am trebuie să cânte Biloi mâine. Mâine cântă Biloi. Ca să știți. Ce? Ce ai pierdut? A? Ce ai pierdut? Larry Maroneze este regizorul de platou, de toate cele. Tu și pe Cami, ea se ocupă de hăinuțele noastre, să arătăm bine, să fim frumoși. Mâncai aici gura ei. Și pe fostul meu coleg. Haide, vă pup. Pa și sărbători frumoase, cu bine, cu iubire. Te pupăm, Andrei, te pupăm, pa. Mamă. Am plecat acasă. Tot automat ai auzi ăla, că tot automat ai până, că nu știu să merg cu aia, știi tu? Ce-am pățit cu ea? Ce te uiți, bă? Ți-ai luat Mercedes? Ți-ai luat Mercedes? Da! Și uite. Uite și... Ce are? Ce are? Deschide la buton. Aia are ceva înăuntru. Toate cele. Pun socosacu ca să nu mai văd în oglindă. Știți? Și am plecat. Bine că pornește. Ia uite, Vale, ce mașină are. Uite, Vale, ce mașină are. Domnul Vali! Domnul Vali! Domnul Vali! Nu aveau și pe negru? Că voiam să-mi iau și eu. Negru, eu negru, mașina neagră nu mergea. Nu mergea, nu? Nu. Foarte frumos, nu prea vă pe stradă, da? Să cumpără, nu cred că-s bune. Nu sunt bune, dar nu. Nu, nu să vin. Te pup, te iubesc. Eu te pup, pa, Jane. Ia uitați-vă. Uitați-vă mașina. Păi ce facem, bă, nene? Ce facem, bârciule? Mi-a apărut și un coș. Sunt la pubertate. Curca cu mine azi noapte? Așa, om bătrân cu păr la cur visează copilul. Visează copilul. Mai visat, tu merg craci? Zi, barbule. Nu da, nu da acolo. Zi, barbule. Zi, barbule, fii sincer. Te-am visat rău. Ce făceam? Ce știi visul? Dacă e de rău, nu se zice. Nu îi zici dacă e de rău. Nu îi zici nimic, este ziua. De-aia m-am prepelit și eu aseară? De-aia în fața asta, iau-te.